Ce melodie interpretată cu atâta dăruire și profunzime de Carlos Roșca, pe care îl salut cu drag. Carlos, te invit pe canapea să te faci comod și să stăm la discuții. Și ce frumos ne-ai cântat! Hristos a înviat! Ce faci tu? Cum ești în această dimineață? Astăzi sunt foarte bine și sunt onorat să fac parte și eu aici la televiziunea Tezaur. Da, și noi ne bucurăm foarte mult, mai ales când te văd atât de frumos, cu îmbrăcat atât de elegant. Cine te-a ajutat să te pregătești de emisiunea astăzi? Mămica, dar și dumneavoastră sunteți elegantă și mirifică, ca o floare gingașă. Oho, mulțumesc, Carlos, m-ai rușinat puțin în aceste momente. Hai să o salutăm pe mămica ta și pe toți cei care ne urmăresc în aceste momente. Noi de mult timp ne doream să ajungi aici la Tezaur TV, dar erai prins în foarte multe activități, nu-i așa? Da, desigur. Uh-huh. Și ce faci? Ce ai făcut tu în ultima perioadă? În ce concursuri, festivaluri ai fost prins? Cum a trecut această perioadă pentru tine? În ultima perioadă am avut concursuri naționale, atât și internaționale, precum Micul Prinț, Omul Anului, eveniment grandios organizat de Rodica Ciorănică. Un alt moment la care am luat și eu parte este concursul din Croația. Am cântat alături de Accordion Black Orchestra, conducător artistic Sorin Malinovski, și sunt foarte bucuros. Așa, Micul Prinț e ultimul concurs la care ai participat, chiar acum recent, nu-i așa? Da, chiar acum recent. Și mi-am dorit să iau locul 1 și așa și mie s-a împlinit. Chiar ai reușit acest lucru, locul 1 ai obținut. Da. Dar ce ai interpretat în cadrul acestui concurs? Am interpretat La Camisa Negra. Uh-huh. O piesă în limba? Spaniolă. Tu știi și spaniola? Da, mai multe limbi străine. Ce limbi mai cunoști? Limba engleză, cu profesoara mea, doamna Diana. Așa. Limba engleză, română și spaniolă știi? Și franceză. Și franceză. Iertată să-mi fie greșeala. Da, Carlos, așa cum spuneam și la început de emisiune, ești un copil minune și o să se convingă de acest lucru și telespectatorii noștri de acasă. Hai să revenim la acest concurs, Micul Prinț, că și tu ești un prinț în adevăratul sens al cuvântului. Au fost mulți participanți? Da, au fost peste 400 de participanți și eu am luat locul întâi. Deci rivalitatea a fost mare. Foarte mare. Pentru mine a fost o experiență wow! Uh-huh. Și cum crezi că ai reușit să cucerești atât de mult juriul că ai obținut locul întâi? Prin dragoste, prin căldură și prin cântecul meu în spaniolă, exact. Cu mișcările, cu dansul. Așa e, mai ales că tu te pregătești foarte mult de un concurs. Atunci când intri în scenă, înainte de asta urmează zile întregi de repetiții, nu? Da, și seara și dimineața. Câteodată mă mai culc mai puțin, deoarece trebuie să fac totul să fie bine. Să muncești cât se poate. Da. Dar cine sunt profesorii care te ghidează pe tine la toate aceste concursuri, te ajută în tot ce îți propui tu? Profesoara mea de dicție, care mă ghidează și pune la punct tot ce fac, este doamna Stella Carp. Uh-huh. Și tare îmi place de ea. Am și canto cu profesoara mea, doamna Giulia Sandu, la care îmblu și la picături muzicale. Uh-huh. La Baletul Național Joc, cu profesorii mei Grigore și doamna Sabina. Și îmi place foarte tare acolo. Și mai am și să fiu acordeonist, uh-huh, cu domnul Sorin Marinovski. Și mă bucur de el că m-am alăturat și eu în orchestră. Dar cum le reușești tu pe toate? Și la cântat, și la dans, și la acordeon. Ai puteri supranaturale. Păi mie îmi place să muncesc. Iar atunci când îți dorești un vis,
tot universul conspiră la împlinirea acestuia. Oh, că mă lași masca, Carlos. Bun, dar știu că ești exemplar și la școală. Da. Cum a fost acest an școlar pentru tine? Pentru mine acest an școlar a fost foarte frumos, plin de fericire, de bucurie. Am avut note bune, am terminat cu 10. Sunt mândrul de mine. Wow. Și vreau să-i mulțumesc profesoarei mele, doamna Ana, și aștept și așa rezultate până în clasa 12. Așa, cu siguranță așa va fi, pentru că tu depui foarte mult efort în acest sens. Și asta se simte, se vede, Carlos. Spuneai tu la început de interviu despre acel eveniment grandios, Omul anului 2023. Ce ai simțit tu când ai fost desemnat? Pentru mine, acel trofeu era o mare cinste și onoare și încă o dovadă că munca este încununată de succes și mândrie. Dar ce ar însemna acest titlu, Omul anului 2023, pentru tine? Pentru mine ar însemna un trofeu pe cinste, deoarece tare îmi doream să ajung și eu omul anului. Și iată că s-a întâmplat, la o vârstă foarte fragedă, da? Că sunt alții care nici la 50 nu-l au. Da. Crezi că prin propriul exemplu poți motiva și alți copii, Carlos? Da, prin mare bucurie, căldură în inimă și pentru că eu pe scenă mă strădui și fac copiii fericiți, dar și maturii. Cu siguranță. Eu te ascult și să știi că mă minunez. Chiar sunt fericită că am reușit și eu să te cunosc astăzi. Ești o mândrie pentru toată Republica Moldova și să continui tot așa, în același ritm. Ne-am înțeles, Carlos? Da, le mulțumesc părinților pentru că m-au învățat de micuț și acum sunt o mare talentat. Și vreau când voi crește mare să fiu un medic pe cinste. Un medic? Deci tu nu-ți dorești să continui cu muzica? Nu, păi și medic, dar și muzica. Așa, să combini. Da. Dar medic, nu știu, ce fel de medic? Universal, director, dar și medic și învățător. Oho! Și o să le reușești pe toate? Desigur! Atunci când ai obiective bine puse la punct, le reușești pe toate, nu? Foarte! Bun, câte zile au mai rămas până la vacanța mare? 2-3 zile? Da, 2-3 zile, dar eu în vacanță voi munci ca de obicei, dar voi avea timp și pentru o mică odihnă. Îmi propun să scriu, să citesc, să mă plimb serile prin parc, să admir apusul soarelui și îmi doresc să am o vacanță superbă. Așa și va sublimă. Fi. Așa și va fi. Deci ție îți place să savurezi apusul? Da. Cu mama și cu tata? Nu numai cu ei, dar cu toată familia mea. Cu toată? Ai o familie numeroasă, Carlos? Da. Și bunicii sunt alături? Da. Și vouă vă place așa să petreceți timp împreună? Foarte mult, deoarece ne mai distrăm, ne mai... Nu ai vorbit. Da. Dar cine e cel mai des alături de tine? Mama, tata sau bunicii? Mămica. Mămica. Deoarece tăticul este la Franța, la Paris și muncește pentru mine. Pentru familia voastră. Și când l-ai revăzut ultima oară pe tata? Ultima oară l-am revăzut acum în iarnă. Și a trecut ceva timp de când nu v-ați mai văzut. Da, dar vara asta vreau să mă duc în Franța, ca de obicei. Mereu mă duc în Franța, îmi petrec ziua cu familia, mă duc la mare, în care petrec vreo o săptămână, 10 zile. Și ce faceți acolo? Ne distrăm, cumpărăm și înotăm mare. Ție îți place să faci și shopping? Da, foarte mult, deoarece găsesc câteodată niște lucruri pe care le doream foarte mult timp. Lucruri strălucite, frumoase, deosebite de mine. Da, văd și eu că ai pe tine lucruri strălucite, frumoase, care te definesc așa, ca un adevărat bărbat.
Și dumneavoastră, de asemenea. Wow, mulțumesc mult! Și ți-e dor de tata? Foarte mult! Îmi doresc ca toată familia mea să fie alături de mine. Ce frumos! Hai un mesaj pentru el, Carlos. Sunt sigură că o să te privească. Dacă nu acum, în reluare, cu siguranță. Ce-i transmiți tatălui? Tăticul meu, îți doresc fericire, iubire. Pentru mine ești un înger păzitor. Vreau să te păzească Dumnezeu, să fie alături de mine. Te iubesc din inimă. Trăiesc și cresc alături de tine. Și în sufletul meu este o mare bucurie și mândrie, deoarece vreau să fii alături de mine. Te iubesc! O, Doamne, mie mi s-a muiat inima, dar îmi imaginez ce simte tăticul și părinții tăi când te ascultă. Carlos, noi ne bucurăm foarte mult pentru tot ceea ce reușești tu să realizezi la o vârstă atât de fragedă, pentru că mulți copii de vârsta ta preferă să aibă alte activități decât cele pe care le ai tu și ai toată admirația noastră, să știi. Da, vă mulțumesc pentru invitație. Este o mare bucurie că am ajuns aici, la Tezaur. Și noi ne bucurăm mult. Și apropo, ce urmează? Te pregătești și de alte concursuri acum? Da, mă mai duc în Bulgaria, în România, acum în vacanță. Nu numai o să mă odihnesc, dar o și să muncesc. O să fie și concursuri internaționale. Da. Am înțeles. Carlos, dar ce ne mai cânti în această dimineață? Vreau să vă mai cânt un cântec de-a meu, preferatul meu, Migente. Preferatul tău ăsta e? Da. Am înțeles. Dar acasă, când ești acasă, ce piese asculți? La Camisa Negra. Piesa aia. Dar și Imnul Învierii, care am cântat acum. Da, e o piesă de suflet, așa. Da. Mai ales în perioada asta, e tocmai binevenită. Da. Da, la acordeon să cânti e dificil? Nu e dificil, dacă îți dorești cu adevărat, e foarte bine. Îmi place să cânt la acordeon. Îmi doresc să devin tot ce am acum în meserie. Și acordeonist, și cântăreț, și medic, și totul. Doamne, câte ai pe capul tău! Dar eu sunt sigură că o să le reușești tu pe toate. La câtă motivație ai, n-ai cum altfel. Da, dar mie îmi place să muncesc. Asta e cheia succesului, nu? Da. Carlos, îți mulțumesc mult încă o dată pentru că ai ajuns astăzi aici la Tezaur TV. Eu am să-ți las ție această scenă improvizată a Tezaurului ca să ne mai cânți și cu mare drag te mai așteptăm aici la noi pentru că ne-am îndrăgostit de tine. Vă mulțumesc, eu tot de dumneavoastră, îmi place cum vorbiți, ce dicție aveți, sunteți frumoasă, vă potriviți. Doamne, mulțumesc mult, dicția mea impresia că nu e la fel de bună ca a ta. Nu, este mai bună, suntem la fel. Am înțeles, trebuie să mă apuc și eu de muncit mai mult în acest sens. Dumneavoastră munciți tot mai mult și mai mult. Carlos, îți mulțumesc mult și pentru toate complimentele pe care mi le-ai adus în această dimineață. O salut și pe mămica ta care este aici, alături de noi, da, în culise. Eu zic că ea are mai multe emoții ca tine de fiecare dată când ești sau la televiziune sau pe scenă, așa e? Da, mămica și tăticul meu sunt oameni deosebiți și de o cum se cădinie îngerească. Așa. Cresc și trăiesc. Și mă bucur în fiecare zi de iubirea lor copleșitoare. Oh, da. Și mă bucur că mă susțin în tot ce îmi doresc să realizez. Ce frumos! Nu știu ce să mai spun, că m-ai lăsat fără cuvinte. Eu am să te invit să ne cânti, Carlos, în cele ce urmează, să ai o zi reușită și o vacanță, așa, cu de toate, și zbuciumată, dar și să realizezi tot ce ți-ai propus. Să fie totul așa cum vrei tu. Și apropo, pe final de interviu, cel mai mare vis al tău, care e? Să doresc și să fiu un medic. Un medic. Asta rămâne a fi cel mai mare vis al tău. Da. Ținem pumnii pentru tine, Carlos. Te invit pe platou să ne cânți, da? Pentru că eu deja sunt gata aici să dansez. Bine. Zi frumoasă să ai și te mai așteptăm. Dumneavoastră de asemenea vă doresc.
Îți mulțumim mult! Te invit pe platou, doamnelor și domnilor, în această dimineață. Carlos Roșca a fost alături de noi. Carlos, vrei să ne mai spui ceva? Da. Ce? Vreau tuturor copiilor să le zic că să dorească și să fie foarte bravo, cu minți și fericiți și să nu renunțați niciodată la tot ce vă doriți. Ăsta a fost un mesaj de că se apropie 1 iunie, nu? Da. Foarte bun mesaj. Îți mulțumim și sunt sigură că cei de acasă au ascultat și au auzit cuvintele tale. Bun, acum te rog să te ridici și să mergi acolo pe platou ca să ne cânți. Doamnelor și domnilor, Carlos Roșca a fost aici la Tezaur TV. Sunt sigură că v-a lăsat și pe dumneavoastră mască, la fel cum a făcut-o și cu mine. Eu un copil minune și n-am dat greș când am spus acest lucru. O să alăturăm și în continuare cântând. Să aveți o zi frumoasă și ne revedem și reauzim mâine începând cu 8:30. Numai bine!